Psalmul 119, așa cum știți, are ca și teză principală importanța cuvântului Dumnezeu în viața credinciosului. Și acest paragraf, această strofă în care ne aflăm, de asemenea tratează această tematică centrală, această teză centrală. Și în versetul 97 elevează experiența sau relația care trebuie să o aibă cu copilul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, la cel mai înalt nivel posibil. Cu siguranță suntem obișnuiți ca să vorbim despre legea lui Dumnezeu sau despre cuvântul lui Dumnezeu ca ceva care trebuie cunoscut, ca ceva care trebuie ascultat, împlinit. Și până la urmă, orice om religios înțelege lucrul acesta, că există o lege, că există reguli, că aceste reguli trebuie ascultate și împlinite. Dar diferența între copilul lui Dumnezeu, între credinciosul adevărat și omul religios sau omul firesc este că relația omului credincios față de cuvântul lui Dumnezeu, față de legea lui Dumnezeu este una total diferită. Și psalmistul ne arată că legea, cuvântul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, este ceva de iubit și nu doar de ascultat. Asta este relația care eu, ca și credincios, trebuie ca să o am cu cuvântul lui Dumnezeu, cu legea lui Dumnezeu. Trebuie ca să fiu implicat într-o relație de dragoste, într-o relație de iubire cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu este suficient doar ca să cunosc cuvântul lui Dumnezeu, doar ca să ascult cuvântul lui Dumnezeu, ci eu trebuie ca să iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Ce mult, versul 97, ce mult iubesc eu legea ta. Nu știu câți dintre noi am putea cu sinceritate să facem o asemenea afirmație. Toată ziua ea este desfătarea mea. Standardul la care elevează psalmistul relația credinciosului cu legea, cu porunca lui Dumnezeu, este unul de superlativ, unul de dragoste. Sunt foarte multe lucruri care le facem și foarte multe lucruri cu care chiar suntem de acord și le facem din obligație sau le facem din necesitate. Dar acele lucruri și acele activități înțelegem că sunt în mod esențial diferite de lucrurile sau persoanele cu care suntem implicați într-o relație de dragoste. Relațiile acelea arată total diferite. Mergem la servici, la servici depunem efort și la servici suntem implicați în tot felul de activități, dar nu neapărat ca să ne iubim serviciul. Putem fi chiar foarte apți, capabili în slujba care o facem și să nu ne placă absolut deloc. Dar când mergem să ne întâlnim cu cineva care ne este drag, cu soția, cu soțul, cu copii, parcă este ceva total altfel. Chiar dacă trebuie să depui efort în acea relație, chiar dacă trebuie să faci ceva pentru acea persoană, este altfel, este altceva, da? Pentru că relația este una de dragoste, nu una de obligație. Și psalmistul spune că relația noastră față de legea lui Dumnezeu trebuie ca să fie una de dragoste. Ce mult iubesc eu legea ta. Legea este ceva de iubit, nu doar ceva care trebuie să fie ascultat. Dar întrebarea evident trebuie pusă, cum pot iubi ceva care mă condamnă? Pentru că legea asta face, legea te condamnă. Da? Dacă vă gândiți la o relație personală de dragoste, imaginați-vă o relație cu cineva care tot timpul nu mă bagă de vină. Unde ați spune, frate, eu sunt implicat într-o asemenea relație. Imaginați-vă că orice ai face, ți se spune nu este bine. De ce ai făcut aia? De ce n-ai făcut invers? De ce ai lăsat aia acolo? De ce nu ți-ai dus hainele la mașina de spălat? De ce așa? De ce așa? De ce așa? Imaginați-vă, și toți experimentăm asta, și soția și soțul, da? Ne reproșăm anumite lucruri care nu sunt cum ar trebui să fie sau cum considerăm noi. Dar imaginați-vă că toată relația tot timpul așa ar fi. Că nimic n-ar fi bine. Asta este relația omului natural cu legea lui Dumnezeu. Noi stăm înaintea legii, da? Și legea ne face o analiză, cuvântul lui Dumnezeu face o analiză și spune nimic nu este bine. Nu gândurile tale, nu acțiunile tale, nu motivațiile tale, nimic bun nu locuiește în mine.
Relația omului firesc cu legea este asta, este una total critică. Legea condamnă pe om pentru că omul nu este în conformitate cu legea. Și atunci este normal că omul nu poate să iubească legea. Este cum ai încercat să ai o relație de dragoste, o relație de iubire cu cineva care tot timpul numai te critică. Numai îți spune, nu ești suficient de bun, nu ești la standardul la care ar trebui să fii, n-ai făcut destul de bine, da? Sau cum se întâmplă de multe ori și în relațiile noastre, chiar și când faci, vin și ți se ia în calcul motivațiile tale. Ei, da, ai făcut, dar știu eu de ce ai făcut. Și poate chiar are dreptate persoana respectivă. Diferența este că legea întotdeauna are dreptate când vine cu asemenea critici asupra noastră. Da? Cum putem atunci noi să avem o relație în care iubim legea lui Dumnezeu, iubim cuvântul lui Dumnezeu dacă ne aflăm sub condamnarea ei? În Epistola către Romani, Apostolul Pavel înaintează această teză și în primele capitole el arată faptul că fiecare om, fără excepție, se află sub condamnarea legii lui Dumnezeu. Și că noi care am intrat în contact cu legea scrisă, cu revelația specială a lui Dumnezeu, suntem cu atât mai mult blestemați într-un fel, pentru că nu avem nicio scuză și pentru că standardul este cu atât mai desăvârșit. Și el spune că cei care se află sub lege, se referă la poporul Israel mai ales, se referea în acel text, vor pieri sub lege, da? Sub condamnarea legii. Și cei care nu au legea scrisă, totuși sunt sub legea lui Dumnezeu, pentru că ceea ce se cunoaște, se poate cunoaște despre lege și caracterul lui Dumnezeu, este scris în inimile noastre și se vede în natură. Ca atare, orice om trăiește în această relație de condamnare față de standardul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel dezvoltă această tematică și arată că inclusiv el, la un moment dat, se uită la el și se vede ca și un nenorocit care, deși știe ce este bine, se găsește făcând ceea ce este rău. Și la un moment dat exclamă, ce voi face? Cum voi scăpa de această condamnare, de această realitate, de această relație unde numai mi se bagă de vină? Văzând că sunt incapabil ca să trăiesc la standardul cerut. Cum pot iubi ceva ce mă condamnă? Și în capitolul 8, Apostolul Pavel ne arată că această problemă a condamnării legii lui Dumnezeu pentru cei credincioși, pentru cei mântuiți, este rezolvată de Dumnezeu. Și el ne pune într-o nouă postură față de el, care este dătătorul legii, și față de legea lui, încât acum putem ca să iubim legea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Romani 8, începând la versetul 1, în felul următor: așadar acum nu mai este nici o condamnare, nici o acuzație din partea legii, din partea lui Dumnezeu, din partea judecătorului desăvârșit pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Postura noastră, poziția noastră este schimbată de Dumnezeu, încât acum ne aflăm într-o nouă relație cu El și într-o nouă relație cu legea Lui. Căci legea Duhului vieții în Hristos, Iisus, te-a eliberat de legea păcatului și a morții, fiindcă ceea ce era cu neputință pentru lege, da? De ce era cu neputință? Întrucât era făcută neputincioasă de fire. Dar legea era și este desăvârșită, dar firea noastră este incapabilă de a se ridica la acel standard. Ba mai mult, spune Apostolul Pavel, nici nu vrea să se ridice la acel standard. Da? Avem exact reacția care am avea față de cineva care tot timpul ne bagă de vină. La un moment dat, văzând că suntem incapabili să ne ridicăm la standard, poate ceea ce ne cere este total normal. Spunem, știi ce? Nici nu mă interesează ce vrei tu. Și plece, îți întorci spatele și plece. Asta este ceea ce omul face față de Dumnezeu. Văzând cerințele lui Dumnezeu, cunoscând ceea ce Dumnezeu îi cere, dar văzând că este incapabil, datorită firii lui, datorită cărnii acestea care nu are capacitatea, nu are posibilitatea morală de a se ridica la aceste standarde, ne întoarcem spatele la Dumnezeu și spunem, nu ne interesează. Dar nu scap de lege, da?
nu scap de condamnare, la fel cum dacă ești condamnat de legea pământească, nu știu, te oprește poliția, da? Și spune că ai încălcat legea. Dacă tu pleci de la fața locului, ai scăpat de condamnare. Nu, poate ai scăpat un timp. Vine o zi în care legea trebuie să fie aplicată cu desăvârșire. Și condamnarea aceea trebuie aplicată peste fiecare om, spune Apostolul Pavel, și se va aplica într-o zi peste fiecare om, cu excepția celor care sunt în Hristos. Căci pentru ei, spune el, nu mai este nici o condamnare. Nimic nu ne mai acuză, pentru că suntem în Hristos. Cum se poate așa ceva? Pentru că noi nu am atins standardul, pentru că legea nu și-a coborât ștacheta, nu și-a coborât standardul ei, cum se poate ca eu să stau acum înaintea lui Dumnezeu, înaintea legii lui Dumnezeu, și să nu am o relație de condamnare, ci o relație de dragoste? Fiindcă ce era cu neputință pentru lege, spune Pavel, întrucât era făcută neputincioasă de fire, de carne, Dumnezeu a înfăptuit. Ce eu nu puteam, El a făcut. Cum? Trimițind din pricina păcatului meu pe propriul Său Fiu. În asemănarea firii păcătoase. Ce înseamnă asta? În carne și oase, născut din femeie, dar fără păcat, ne spune Biblia. El a fost ca și mine, ca și dumneavoastră, dar fără păcat. Reprezentantul perfect pentru mine și pentru dumneavoastră, pentru toți cei ce se încred în El. Și condamnând astfel păcatul în fire, în carne. Da? Păcatul este produs în firea noastră, păcatul este prezent în carnea noastră și este tot în trupul Domnului Iisus Hristos, unde păcatul este condamnat. Da? Păcatul nostru, nu al lui, pentru că el nu are păcat. Pentru ca cerința dreaptă a legii să fie împlinită în noi. Fantastic! Dreptatea, condamnarea este împlinită în el, pedeapsa este aplicată lui, pentru ca cerința dreaptă a legii să fie împlinită în noi. Înțelegeți? Condamnarea este asupra lui, împlinirea sau efectul este asupra mea. Noi care nu trăim potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul. Da? Apropo, vedeți faptul că Apostolul Pavel spune nu că pentru că noi nu trăim potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul, El ne-a mântuit, ci pentru că El ne-a mântuit, de aceea noi nu mai trăim potrivit cu firea și potrivit cu Duhul. Efectul decurge din realitatea că dreptatea, condamnarea care trebuia ca să vină asupra noastră, a venit asupra Lui și neprihănirea care era în El s-a transmis nouă. Și acum, având această nouă postură, această nouă relație, eu nu mai trăiesc potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul care a aplicat această realitate în viața mea. Vedeți, fără Evanghelie, fără Evanghelia Domnului Iisus Hristos, legea este o povară. Dar legea sub eliberarea adusă de Hristos, sub postura nouă în care ne pune Hristos, devine desfătarea noastră. Pentru că acum nu mai este relația cu acea persoană care tot timpul ne condamnă, tot timpul este dezamăgită de noi, tot timpul ne spune că suntem inferiori, incapabili, ci este acea relație de dragoste unde suntem acceptați, unde suntem primiți, unde suntem iubiți, nu în baza meritului nostru, ci în baza statutului nostru. Și apoi suntem corectați, îndrumați, disciplinați în dragoste ca să devenim din ce în ce mai mult cum ar trebui ca să devenim. Gândiți-vă la relația care o avem cu copiii noștri. Noi îi iubim în virtutea statutului lor, nu a meritului lor. Că dacă le-am iubit pentru meritele lor, i-am fi dat afară din casă de mult. Dacă i-am fi iubit după cât de bine ascultă de poruncile date de mama și de tata, i-am fi trimis la orfelinat de mult. Nu? Gândiți-vă. Copiilor, gândiți-vă.
cât de desăvârșit ascultați de părinții voștri. Și dacă standardul ar fi perfecțiunea și dacă ei te-ar iubi pentru că ești perfect, te-ar mai iubi? Nu. Dar ei, eu și Anca, iubim fetele noastre în ciuda defectelor lor pentru că sunt ai noștri, sunt copiii noștri. Înseamnă asta că nu-i mai corectăm? Nu, din contra! Înseamnă că îi corectăm, înseamnă că îi îndrumăm, dar nu-i condamnăm. Relația între lege și credincios se schimbă de la condamnare la creștere, la îndrumare, la disciplinare. Este o relație, un dinamic total diferit și asta este relația la care suntem chemați în Hristos. De ce? Pentru că statutul nostru s-a schimbat. Înainte aveam statutul de dușman, de infractor și legea avea statutul de judecător, de cel care trebuie să aplice condamnarea. Iar acum am statutul de fiu și legea are statutul de pedagog al lui Dumnezeu Tatăl, trimis ca tutor să mă învețe, să mă îndrume, ca să fiu mai mult ca și fiul lui desăvârșit. Pentru că relația s-a schimbat, rolul legii s-a schimbat. Ea nu mă mai condamnă, ci acum vine și mă învață și mă îndrumă. Și atunci când îmi arată păcatele mele, nu o face cu condamnare, ci o face cu dragoste. La fel cum noi ar trebui, ca să venim alături de cei dragi și să-i ajutăm să-și vadă greșelile, dar nu cu condamnare, ci cu dragoste. Cu o inimă sensibilă și frântă, ca ei să vadă că în ciuda greșelilor lor noi îi iubim, noi îi prețuim și că îi corectăm pentru că vrem binele lor. Așa că eu pot acum să iubesc legea lui Dumnezeu pentru că am o relație nouă cu dătătorul legii. Eu știu că atunci când Dumnezeu vine și spune Mihai, starea asta ta, a inimii tale nu este corespunzătoare. Eu știu că El nu mă condamnă, ci El mă iubește. Eu știu că El nu vrea să mă pedepsească, ci El vrea să mă disciplineze. Ca tare, eu nu alerg departe de lege, pentru că ea nu mă mai poate condamna, ci eu știu că fiecare corectare a legii este în dragoste de la Tatăl meu. Fără Evanghelie, legea este o povoară, o condamnare. Dar sub eliberarea care o primim în Hristos, în această nouă postură primită prin credință în Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, legea devine desfătarea noastră, plăcerea noastră. La fel cum a asculta cuvintele celor dragi ție este o plăcere pentru tine, pentru că îi prețuiești, pentru că ai o relație cu ei. Motive pentru care să iubim legea ar fi foarte multe, dar cel puțin două ar trebui să le avem în calcul. În primul rând, iubim legea din cauza autorului ei. Iubim legea pentru că ea vine de la Dumnezeu și orice vine de la Dumnezeu este demn de admirația și de dragostea noastră. Al doilea rând, trebuie să iubim legea pentru efectele ei. Legea are un rol în viața noastră, produce niște efecte în viața noastră și aceste efecte ar trebui să fie dorite de noi. Și ar trebui să iubim legea pentru aceste efecte. În primul rând, ea ne conștientizează de păcat. Legea, cuvântul lui Dumnezeu, este instrumentul prin care Duhul Sfânt vine și spune Mihai, uite-te în oglinda asta, uite cum ar trebui ca să fii și uite cum arăți tu. Uite cum ar trebui să arate viața ta și uite cum este viața ta. Și asta nu se poate face decât printr-un dreptar, decât prin ceva prin care se poate compara. Gândiți-vă că nu știți, de exemplu, n-ați avea cum ști conceptul de un lucru strâmb dacă n-ați văzut vreodată un lucru drept. O linie, da? Conceptul de linie dreaptă. Dacă nu ați fi văzut un lucru strâmb și un lucru drept unul lângă altul, n-ați fi putut face această distinție vreodată. Nici eu, nici dumneavoastră. De asemenea, dacă n-ar fi legea lui Dumnezeu, dacă n-ar fi caracterul lui Dumnezeu revelat nouă cumva, n-am putea să privim la viața noastră și să vedem că suntem departe de standardul cerut. Și pentru că iubesc pe cel care dă această lege și pentru că vreau să fiu plăcut lui,
Vreau ca să știu unde am deficiențe. Vreau să știu unde i-am cauzat neplăcere. Vreau să știu unde am încălcat regulile care El le-a dat. În al doilea rând, legea ne învață cum să trăim plăcuți lui Dumnezeu. Nu doar spunându-ne unde am greșit, ci arătându-ne cum ar trebui ca să trăim. Arătându-ne cum ar trebui ca să ne manifestăm, cum ar trebui ca să simțim. Legea nu doar că ne conștientizează, ci legea ne învață ca să trăim după placul lui Dumnezeu. În al treilea rând, legea din nou și din nou și din nou ne îndrumă spre Hristos. Când ea vine și ne arată care este starea vieții noastre, când ne arată felul în care ar trebui ca să trăim, reacția noastră naturală, normală, este nu pot. Și este aceeași lege care vine și ne arată greșelile noastre și aceeași lege care vine și ne arată tiparul, modelul după care ar trebui să trăim ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, care vine și ne-l prezintă pe Hristos. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune, știu că nu poți, dar El a putut. Știu că nu poți, dar El poate. Știu că nu ai în tine resursele necesare, dar El ți le dă în dar. Atare, legea este extrem de benefică pentru noi și noi trebuie să iubim aceste efecte. Ea ne conștientizează de păcat, ea ne învață să trăim plăcuți înaintea lui Dumnezeu și ea ne îndrumă din nou și din nou spre Hristos. Și la fel ca și un medicament care poate are un gust foarte plăcut la început, îl iubești pentru efectele lui. Realizezi că este benefic și necesar ție. Și legea este un medicament pentru viața noastră. Cum arată această dragoste, această iubire de lege? Iubirea adevărată este compusă din două aspecte. Există un aspect rațional, un aspect de alegere, un aspect de hotărâre și există un aspect sentimental, un aspect de afecțiuni. Nu poate exista o iubire adevărată fără ambele aspecte. Acolo unde există doar aspectul sentimental și nu rațional, nu va fi de lungă durată. Dar de aceea tinerii se îndrăgostesc repede și se dezdrăgostesc la fel de repede. Pentru că a fost o dragoste doar sentimentală, firească. N-a fost nimic rațional, da? N-a fost o hotărâre implicată, o alegere implicată în acea dragoste, da? Dragostea reală este de asemenea rațională, implică o hotărâre a voinței noastre, o alegere făcută. Voi iubi pe această persoană. Și cum se spune la nuntă, și la bine, și la rău, până la moarte. Da? Aia este hotărârea, alegerea, conștientizarea deciziei. Și poate că în momentul acela când ești în față la biserică, îți fluturi în stomac și revarsă tot felul de sentimente din tine și la o săptămână, când îți spune să-ți pui farfuria în chiuvetă, zici, nu mai pot! Ce s-a întâmplat între cele două? Sentimentele fluctuează în funcție de circumstanțe, în funcție de încercări, în funcție de multe lucruri, da? Dar pentru un om care iubește cu adevărat, hotărârea rămâne. Și atunci aștepți, treci, te lupți ca hotărârea să se manifeste în sentimente. Dragostea adevărată are ambele aspecte. Există un aspect rațional în care noi am înțeles Evanghelia și am decis, am hotărât că vom trăi în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Că vom iubi Cuvântul lui Dumnezeu și poruncile Lui. Evident că așa un răspuns la darul credinței. Dar noi am hotărât. Și ce se întâmplă la o săptămână după această hotărâre? Vine legea și spune, hei, știi că acum o săptămână ai zis că vei asculta. Acum hai să spun niște lucruri de care trebuie să asculți. Și zice, asta e prea de tot. Nu se poate. Tu tot timpul ai pretenții de la mine. Nu îți place cum îți. Și apoi, iară intră partea rațională. Hei, este spre binele meu.
am înțeles lucrurile acestea, eu cred lucrul acesta, eu vreau lucrul acesta, da? Și sentimentele revin. Dar dacă nu este și aspectul rațional și aspectul sentimental, nu este o dragoste reală, nu este o dragoste care va ține. Dar evident trebuie să fie nu doar aspectul rațional în care înțelegi și hotărăști, ci trebuie ca să fie și aspectul afectiv. Afecțiunile tale, sentimentele tale trebuie ca să fie prezente. Nu poți spune că iubești pe cineva dacă sentimentele tale rămân neafectate. Cum ar fi să spui soției tale, eu am hotărât ca să fiu în această relație cu tine, voi face tot ceea ce sunt responsabil să fac, dar nu simt absolut nimic pentru tine. Mă lasă rece. Dar stai liniștită. Tot ceea ce trebuie să fac, trebuie plătită facturile, trebuie ca să fiu prezent la anumite evenimente, trebuie să tai iarba. Tot ce trebuie făcut, eu fac. Stai liniștită. Am luat decizia asta, o fac până la capăt. Dar nu simt absolut nimic pentru tine. Nu e dragoste, corect? Este un calvar. Este un calvar pentru ambele persoane. Afecțiunile tale trebuie ca să fie afectate, trebuie să fie schimbate, trebuie să fie atinse. Și psalmistul ne spune că el este așa afectat de cuvântul lui Dumnezeu, care l-a înțeles, care l-a crezut, încât el își găsește desfătarea în legea lui Dumnezeu care o iubește, plăcerea. Pentru el legea produce o plăcere pentru că are această relație de dragoste. Al doilea rând, nu doar că este o dragoste adevărată în sensul că cuprinde și raționamentul și afecțiunile, ci este o iubire, o dragoste constantă și consecventă. Toată ziua, spune psalmistul. Toată ziua, tot timpul, da? Nu doar de când în când, ci tot timpul sunt cuprins de această realitate. De această înțelegere asupra cuvântului lui Dumnezeu, de această dragoste față de cuvântul lui Dumnezeu, de acest sentiment produs în mine din cuvântul lui Dumnezeu. Ce anume se întâmplă în mod constant în viața psalmistului, încât aceasta să fie o realitate. În primul rând, toată ziua el este în prezența cuvântului lui Dumnezeu. El citește cuvântul lui Dumnezeu. Vedem asta peste tot în Psalmul 119. Zi și noapte, el cugetă asupra cuvântului, el citește cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot sublinea suficient de mult importanța citirii zilnice. Nu am cum, n-am cuvinte să subliniez suficient de mult importanța acestei realități. Da, evident, poate că nu putem arăta la o regulă strictă undeva în Scriptură, deși dacă am luat toate versetele care ne arată importanța, necesitatea și chiar porunca de a citi cuvântul lui Dumnezeu, ar fi greu ca să argumentez împotriva la așa ceva, dar este și logic. Gândește-te la faptul că mâncăm de 3 ori pe zi, cel puțin. Pentru că considerăm necesar ca să avem energia necesară să traversăm viața aceasta, să rezistăm în lumea aceasta, trebuie să mănânc de cel puțin 3 ori pe zi și să beau și 5 cafele ca să am energia necesară. Și consider că n-am nevoie să mă hrănesc spiritual măcar o dată pe zi. Nu e logic așa ceva, da? Ca atare, cred că trebuie să înțelegem că dacă vrem să experimentăm această realitate a unei dragoste reale, trebuie să fim constanți și consecvenți în citirea cuvântului în fiecare zi. În al doilea rând, trebuie ca să cugetăm asupra cuvântului. Nu putem doar să citim. Citirea fără gândire este inutilă. Este chiar periculoasă. Să citești și să nu înțelegi. Să citești și să nu rumegi, da? Este cum ai mânca fără să mesteci. Încercați lucrul acesta. Mergeți acasă și mâncați un măr. Dar fără să-l mestecați. Va fi dureros. Veți ajunge la spital. Și când ajungeți la spital, la urgență, se spune, bun, dar ce se întâmplă? Ce ai pățit? Păi m-am dus acasă și am mâncat o mară, un măr, o pară, și o franzelă și nu știu ce. Păi care e problema? Păi nu le-am mestecat, le-am înghițit așa întregi numai. Spune, ești nebun. Trebuie să le rumegi, da? Să le macini între dinți ca să fie comestibile. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă doar îl citești, sau dacă doar vii la biserică și stai aici ca și
un ornament. Și după aia pleci acasă și zici, eu mi-am făcut datoria. Nu vei fi în stare ca să-ți extragi din el nutrientele necesare pentru viața ta. El trebuie cugetat, el trebuie rumegat. Și psalmistul ne învață în Psalmul 119 foarte frumos ca să facem lucrul acesta. Cum? Păi, în primul rând, când citim. Citește meditând. Citește mai încet. Cei mai mulți citesc prea repede. Da? Câte să citesc astăzi? 2 capitole mi-am propus. Gata! Deschid televizorul, mă duc la plimbare, fac ce vreau. Nu? Citește mai încet. Citește mai puțin, dar mai încet. Întreabă-te ce înseamnă lucrul acesta. Ia-ți o foaie de hârtie după ce ai citit un capitol și scrie în cuvintele tale ce ai înțeles de acolo. Meditează, cugetă la lucrul acesta. Vă sugerez diverse feluri de a face lucrul acesta. Sunt devoționale foarte bune. Sunt cărți care vă pot asista în citirea Scripturii. Cred că fiecare dintre noi sau cei mai mulți din biserică au acele cărți, Mesajul Noului și a Vechiului Testament. Sunt foarte benefice. Citești o carte din Scriptură și când ai terminat-o, te pui și citești capitolul corespunzător și începi și vezi lucrurile din alte unghiuri, din alte perspective. Da? Devoționalele sunt foarte bune. Spurgeon are un devoțional foarte bun, tradus în limba română, care are un moment devoțional și dimineața și seara. John MacArthur are un devoțional foarte bun, tradus și în limba română. Și sunt și altele, da? Te ajută foarte mult pentru că de obicei devoționalele acestea vin cu un gând explicativ suplimentar sau vin unele doar cu anumite întrebări la care să răspunzi. Cugetă asupra cuvântului. Apoi, meditare și cugetare constantă în timpul zilei. Cine credeți că este mai beneficiat de cuvântul lui Dumnezeu? Unul care merge și citește un capitol și apoi închide Biblia, pleacă și uită tot. Și nu se mai gândește deloc. Sau unul care merge și citește un singur paragraf și toată ziua se gândește la acel paragraf. În trafic, în mașină, când se plimbă pe stradă, când mănâncă, el numai cugetă la acel paragraf din Scriptură. Vă garantez că sunteți mai câștigați să citiți un singur verset pe zi și să cugetați asupra lui toată ziua și să ajungeți să-l înțelegeți și să-l cunoașteți pe de rost și să-l trăiți decât să citiți o epistolă pe zi și după aia să nu vă mai gândiți la ea niciodată. Noi trebuie să cugetăm, să rumegăm ceea ce citim și în momentul citirii și apoi toată ziua. Da? Lucrul acesta este de asemenea foarte benefic. Cât faci asta mai mult și cunoști Scriptura mai pe de rost, la un moment dat te afli în momente în care n-ai Scriptura la îndemână. Dar tu poți ca să cugeți asupra cuvântului pentru că ea este deja întipărită în creierul tău. Am avut momente, de exemplu, când am fost nevoit ca să predic undeva și n-am avut timp de pregătire decât în drum spre. Și fiind în mașină, așa, era foarte imposibil. Și n-am avut decât posibilitatea să scot o hârtie și să încep să-mi scriu notițele. Și textul era aici. Referințele erau aici. Da? De ce? Pentru că ai petrecut suficient timp cugetând sau imprimat în mintea ta încât tu știai ce scrie acolo și puteai ca să citezi în mare parte din memorie anumite texte. Ca tare nu contează dacă nu ai poate Biblia la îndemână. Ești în stația de metro. Nu în Zalău, când avem metro. Da? Ești în autobuz, ești pe stradă. Tu poți să cugeți în mod constant asupra cuvântului Dumnezeu dacă el este scris în mintea și în inima ta. Dar să faci asta trebuie să fii cugetat înainte. Trebuie să fii citit înainte. Da? Faceți exercițiul acesta. În fiecare dimineață sau seară, cum este mai comod sau mai posibil pentru dumneavoastră, sau ambele, dacă este posibil, citiți un pic din Scriptură, cugetați asupra ceea ce ați citit, studiați ceea ce ați citit și apoi propuneți-vă ca toată ziua să gândiți asupra acelui text. Toate momentele libere, speli vase, cugetă. Aspiri, cugetă. Conduci până la servici, cugetă. Oricum te gândești la ceva, gândește-te la cuvântul lui Dumnezeu. În al treia rând, trebuie să împlinesc în mod constant, în mod consecvent. Da? De asemenea, cum a citi fără a cugeta, fără a gândi este inutil, a gândi sau a studia fără a practica este la fel de inutil.
Trebuie ca să pui în practică ceea ce ai înțeles. Trebuie ca să aplici în viața ta și trebuie să faci lucrul acesta în mod constant. Tot timpul trebuie să te întrebi în viața ta ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre asta. Ar trebui să fie întipărit în creierul tău, să nu poți să faci un pas fără să te întrebi, da? Te duci să iei o decizie. Înainte ca să faci un pas, înainte ca să miști un deget, prima întrebare prin mintea ta, ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre? Să nu poți, să fii incapabil să iei o decizie fără să te întrebi, fără să te întrebi lucrul acesta. Și după ce ți-ai răspuns, în lumina cuvântului, să aplici. Să aplici. Practicați lucrul acesta, dar chiar vă rog, când aveți de luat decizii, verbalizați lucrurile acestea, puneți-le pe hârtie. Câteodată evităm să vedem cât de parșivi suntem, pentru că nu verbalizăm, da? Mergem pe pilot automat, știm că ceea ce facem este greșit, dar niciodată nu verbalizăm, nu spunem, ok, cuvântul lui Dumnezeu spune să fac aia, dar eu voi face invers. Încercați lucrul acesta. Când aveți de luat o decizie în viață, scoateți o hârtie și scrieți pe hârtie, da? Ce îmi cere cuvântul lui Dumnezeu să fac. Și după aia cu referințe. 1, 2, 3, 4. Și după aia, eu voi face. Și ce vei face? Va fi foarte greu ca să duci tu și să-ți vezi de treaba ta și să faci ce vrei tu. După ce ai spus-o cu glas tare sau ai scris-o pe hârtie, Dumnezeu îmi cere să fac cu tare, dar eu azi hotărăsc să fac altceva. Dar ne amăgim, ne mințim, da? Nefăcând exercițiul acesta, neavând deprinderea de a pune în practică cuvântul care l-am citit, care l-am rumegat, l-am studiat și acum ne confruntăm cu realitatea din teren și spunem ce trebuie să fac. Și apoi urmează desfătarea. După ce am citit în mod constant, după ce am cugetat în mod constant, după ce împlinesc în mod constant, apoi vine desfătarea. Noi vrem direct desfătarea, vrem direct premiu, fără ca să fim consecvenți în disciplina necesară. Nimeni nu primește medalia doar pentru că a fost apatic toată viața și după aia se prezintă la concurs. Nu merge așa. Întrebați orice atlet. Se trezește dis de dimineață și merge la antrenament. Și seara iar la antrenament. Și ani de zile de antrenament. Și apoi vine bucuria finală de a fi premiat, de a vedea roada muncii tale. Așa lucră în orice domeniu. Fermierul merge și lucră pământul, îl sapă, îl udă, lasă sămânță, merge înapoi luni de zile. Și doar după aia vine roada, vine bucuria. Noi am vrea ceva instant și inconsecvent. Frate, dar am venit azi la biserică, de ce nu-s pe culmi spirituale? Lipsă de efort, lipsă de consecvență, lipsă de disciplină. Trebuie întâi disciplina și apoi vine desfătarea, da? Practicarea constantă a disciplinilor spirituale va produce bucurie și desfătare. Nu întotdeauna într-un mod automat și imediat, dar până la urmă ea vine. Bucuria este ceva pentru care trebuie să lupți. Bucuria duhovnicească. Pentru că firea pământească luptă împotriva Duhului. Și deși la nivel teoretic tu înțelegi că ar trebui ca să-ți găsești desfătarea în lucrurile acestea, la nivel practic firea ta luptă împotriva. Și atunci tu trebuie să lupți împotriva firii cu Duhul și cu cuvântul. Și să pui la moarte firea pământească. Mi-a povestit un frate care a crescut într-o familie defectuoasă, că după ce a venit la Domnul, nu și-a dorit nimic mai mult decât să aibă propria lui familie și să se bucure de ea. Pentru că n-a avut asta când a fost copil. Dar știți ce s-a întâmplat când Dumnezeu l-a binecuvântat cu propria lui familie, cu soție și cu copii? Se afla la el acasă și nu era împlinit în mijlocul familiei. Avea tot timpul tendința să fugă din mijlocul familiei. Să găsea mai împlinit la servici, să găsea mai împlinit cu prietenii lui. Lucru după care a tânjit toată viața lui, crezând că îi va aduce împlinire, el nu se putea bucura de lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că o viață întreagă într-o familie defectoasă a imprimat în el
anumite lucruri care, de care nu scapi într-o zi. Și când a ajuns în cadrul care și l-a dorit, când a ajuns cu binecuvântarea dorită, el nu se putea bucura de ea. Așa se întâmplă și cu noi de multe ori. Suntem copii al lui Dumnezeu, ne dorim să ne bucurăm în lucrurile duhovnicești, avem cadrul în care să o facem, dar o viață întreagă de păcat, de imaturitate, s-a imprimat asupra noastră. Și ne trezim în mijlocul adunării. Și ne trezim în mijlocul unei familii credincioase și nu suntem fericiți acolo. Ne trezim cu Biblia deschisă și nu produce nicio fericire ceea ce citim. De ce? Pentru că trebuie luptat pentru acea bucurie. Pentru că trebuie dărâmat zidurile vechi a păcatului din viața noastră și construit ziduri noi prin cuvântul lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt. Nu este automat și instant. Nu este pur și simplu, am avut 5 minute de devoțional dimineață și gata, acum cu siguranță voi fi un sfânt. Nu lucrează așa. Realitatea este că noi suntem încă în carne, în fire. Și această carne trebuie supusă, trebuie ca să lupți împotriva ei cu consecvență. Da? Toată viața ai fost învățat, condiționat într-un anumit fel. Și deși la nivel teoretic îți dai seama despre alte realități, practica este un drum lung să ajungi la el. Să ajungi de la rațiune la practică este un drum lung, de asemenea să ajungi de la practică la desfătare este un drum lung. Poate inițial va părea neplăcut lucrul acesta. Dar trebuie făcut, da? Pentru că rațional îl înțelegi. Când m-am dus la medic și mi-a diagnosticat cu cancer și a început să-mi povestească ce urma. Operație, radiații, aia. Nu m-am dus după aia la ele de plăcere, nu? M-am dus pentru că am înțeles că dacă vreau beneficiu de a scăpa de cancerul acesta, am nevoie ca să întrețin tratamentele respective. Și am luat decizia să fac tot ceea ce ține de mine încât să scap de el. Da? În cele din urmă, n-a ținut de mine. Dar eu a trebuit ca să decid să fac, dacă eu nu mă prezentam la operație, dacă nu mergeam la tratament. Da? De asemenea, în viața noastră spirituală, da, roada este a Duhului Sfânt. Da, lucrarea în cele din urmă este a lui Dumnezeu. Dar eu am responsabilitatea să fac tot ceea ce ține de mine. În disciplina spirituală. Da? Psalmistul ne arată că dragostea față de cuvântul lui Dumnezeu și practicarea acestei dragostei într-un mod consecvent, într-un mod constant, are un efect deosebit. Și efectul acesta este că ne face înțelepți. Ba mai mult, psalmistul spune că ne face mai înțelepți decât alții care încearcă să acapareze înțelepciunea prin alte metode, prin alte feluri. Și psalmistul ne arată lucrul acesta dând trei categorii de oameni care se consideră înțelepți sau care poate chiar îs înțelepți și arătând că omul lui Dumnezeu care iubește cuvântul lui Dumnezeu și care practică o disciplină spirituală este mai înțelept decât ei. În primul rând, psalmistul spune că porunca ta mă face mai înțelept decât dușmanii mei. Ăștia sunt oamenii care acaparează o înțelepciune, dar este o înțelepciune rea, o înțelepciune malefică, o înțelepciune care nu are un standard etic și moral dumnezeiesc. Ăștia sunt criminalii, ăștia sunt oamenii care n-au scrupule, au și ei un fel de inteligență. Să fii, nu știu, spărgător de bănci, dar să nu te prindă. Să fii deștept. Sunt documentarele acestea cu criminali care au făcut tot felul de crime și nu i-a prins nimeni 30 de ani. Oameni extraordinar de inteligenți. Dar este o înțelepciune rea. O inteligență malefică, da? Și psalmistul spune că cuvântul lui Dumnezeu ne face mai înțelepți decât ei. Mai înțelepți decât ei. Și Domnul Iisus Hristos ne spune că noi trebuie ca să fim mai înțelepți decât fiii acestei lumi. Noi trebuie ca să fim cu mai multă inteligență și mai multă înțelepciune în felul în care facem lucrurile pentru că suntem învățați de Dumnezeu. În al doilea rând, psalmistul spune că este mai înțelept
decât toți învățătorii mei. E fantastic lucrul acesta. De cele mai multe ori ne închipuim că studentul nu are cum să fie mai mare decât profesorul. Dar în realitatea spirituală lucrurile nu stau așa. Dumneavoastră puteți, chiar prin învățătura dată de mine, să ajungeți mai înțelepți decât mine și mi-aș dori lucrul acesta. Mi-aș dori ca cei care mă ascultă, datorită învățăturii date din cuvânt și lucrării Duhului Sfânt, să mă depășească pe mine chiar ca și învățător. Un copil al lui Dumnezeu este mai înțelept decât învățătorii lui din lume, de exemplu. Un copil crescut într-o casă creștină, cu principii creștine, după cuvântul lui Dumnezeu, știe mai mult despre viața aceasta decât știe profesorul lui de la școală. Știe mai mult despre bine și rău decât știe profesorul lui de la școală. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este în stare să dea o înțelepciune care lumea nu o poate da. În al treilea rând, Salmistul spune că este mai priceput decât cei cărunți, decât cei în vârstă. Înțelegem că înțelepciunea se dobândește în mod natural cu trecerea timpului. Ne așteptăm ca un om la 30 de ani să aibă un grad de înțelepciune și unul la 60 de ani să aibă un alt grad de înțelepciune. Și Psalmistul spune, duhovnicește vorbind, lucrurile stau altfel. Când Duhul lui Dumnezeu îți dă înțelepciune prin cuvânt, poți avea înțelepciunea unui om de 80 de ani la 20 de ani. Cum se produce această înțelepciune? Cum ajunge omul mai înțelept decât dușmanii lui, mai înțelept decât dascălii lui, mai înțelept decât cei mai în vârstă ca el? Priviți procesul înțelepciunii care ni-l detaliază psalmistul. Căci întotdeauna aceasta este cu mine, adică cuvântul este cu mine. Deci există o prezență constantă și consecventă a cuvântului lui Dumnezeu în viața lui. Apoi, acea prezență nu este superficială. Căci cuget, spune psalmistul, la mărturiile tale. Studiază, gândește, cugetă, rumegă ceea ce a citit. Cuvântul nu este prezent doar că este Biblia undeva în casa lui pe un raft. Cuvântul este deschis, el este prezent în cuvânt și el cugetă în mod constant și consecvent la mărturile lui Dumnezeu. Dar nu este suficient. Ultimul pas. Practică. Căci împlinesc hotărârile tale. Ascult, pun în practică hotărârile tale. Deci, o prezență constantă a cuvântului, un studiu profund al cuvântului și o practică consecventă a cuvântului produc această înțelepciune care depășește cea a celor răi, depășește cea a celor învățați și depășește chiar cea a celor care au dobândit înțelepciune prin vârstă. Există și impedimente în calea spre înțelepciune și în calea spre desfătare în cuvântul lui Dumnezeu. Și psalmistul ne prezintă două impedimente majore care se leagă unul de altul în versetul 101 și 102. Primul impediment major este păcatul. Păcatul este cel mai mare pericol pentru creșterea noastră spirituală și pentru desfătarea noastră în cuvântul lui Dumnezeu. Înferesc picioarele, spune psalmistul, de orice cale rea ca să păzesc cuvântul tău. În primul rând că păcatul alterează relația noastră cu Dumnezeu. Nu alterează statutul nostru, nu mă înțelegeți greșit, dar alterează experimentarea relației. Când Casey greșește, ea rămâne fica mea. Dar când eu trebuie să o disciplinez, ea va experimenta relația altfel decât atunci când mergem să mâncăm înghețată împreună. Nu este așa? Statutul este același. Dar ceea ce ea a făcut necesită ca eu să mă raportez într-un fel care va crea o situație neplăcută, dureroasă chiar. De asemenea, când noi păcătuim împotriva lui Dumnezeu, când ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, când suntem neascultători față de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu se va îndrepta împotriva noastră cu disciplină și asta va crea o tensiune în relația noastră. Și de multe ori, pentru că suntem în răzvrătire, vom reacționa
negativ. În al doilea rând, păcatul în mod inevitabil va distruge consecvența disciplinei spirituale. Întotdeauna, dacă ai fost consecvent în citirea cuvântului, în meditarea, în studiu, în prezența la biserică, și apoi ai călcat pe bec, cum spun românii, parcă instant ce suferă în urma păcatului respectiv este disciplina spirituală. De ce este reacția instantă? Ați experimentat-o și la noi în biserică. Când omul păcătuiește, de exemplu, dacă păcătuiește sâmbătă înainte de duminica cinei, primul instinct este să nu vină la cina Domnului. Ați observat asta? Chiar la dumneavoastră ați observat? Te-ai certat cu soția acasă. Și primul instinct este să nu mai mergi la biserică. Dar pe cine ești supărat? Pe soție sau pe biserică? De ce nu mai vrei să mergi la biserică după ce ai certat cu soția? Pentru că la biserică, să zice că soția a greșit, da? Să presupunem. Rar lucrul acesta, nu, fraților, dar să presupunem. La biserică vei fi confruntat cu o realitate. Greșeala soției tale față de tine, păcatul ei față de tine, este infirm comparat cu păcătoșenia ta înaintea lui Dumnezeu. Și va trebui ca să lași jos armele mâniei tale și să îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu și să spui: cum n-am putut eu să iert o datorie așa de mică când mi s-a iertat o datorie așa de mare? Și pentru că suntem fir păcătoase și vrem să fierbem în mânia noastră, spunem: nu mă mai duc la biserică. N-am o stare de mers la biserică. Ai starea perfectă de mers la biserică. Da? Ai ce mărturisi în timpul momentelor de mărturisire. Păcatul în mod inevitabil distruge consecvența noastră în disciplina spirituală. În mersul la biserică, în citire, în meditare, în practicare, în tot. Da? În tot. Păcatul va distruge bucuria cuvântului lui Dumnezeu pentru tine. Pentru că dacă trăim în neascultare față de legea lui Dumnezeu, legea ne corectează. Legea vine și spune: ce ai făcut nu este bine. Da? Și dacă ascultăm când ea ne corectează, disciplina s-a încheiat. Și avem parte de bucurie din nou. Dar dacă ne răzvrătim în continuare, legea tot vine și ne corectează. Și este neplăcut pentru noi ca să fim tot corectați. Da? Când persistăm în păcat, cuvântul apasă din nou și din nou asupra noastră ca să ne corecteze. Și la un moment dat vom vrea să ne substragem de sub acea mustrare. Gândiți-vă la copiii dumneavoastră, da? Copilașul, întrebați-vă. Când mama și tata vă disciplinează, dacă ai putea numai să zici: am plecat, mai faci-o? Nu pleci pentru că nu poți. Dar știți ce se întâmplă? Vine o vârstă, mie mama, cu ce am crescut și am plecat de acasă, îmi spunea că eu, când am ajuns la o anumită vârstă, când nu-mi plăcea ce mi se spunea, îmi luam geaca, trânteam ușa și plecam. Și de la o vârstă ce mai poate face mama și tata? Nimic. Da? E, problema este că noi, în viața noastră spirituală, suntem oameni maturi, firește vorbind, și la un moment dat, dacă fratele păstor e prea aspru în predică, ți-a luat haina, ai trântit ușa și ai plecat. Dacă citești ceva din Scriptură care îți confruntă starea ta de păcătoșenie, ai închis Biblia, ai pus-o pe raft și ai plecat. Dacă te întâlnești cu un frate care îți amintește porunca lui Dumnezeu, când sună, nu mai răspuns. În mod inevitabil, când te afli într-o stare de păcat, încât prezența cuvântului, prin orice mediu în viața ta, te confruntă, vei evita să ai această confruntare. Ca atare, este inevitabil că păcatul în viața noastră va produce o alterare a creșterii noastre spirituale și a disciplinelor noastre spirituale. În al doilea rând, apatia sau îndepărtarea față de cuvântul lui Dumnezeu, spune psalmistul, că este un pericol foarte mare. Nu mă îndepărtez de judecățile tale, căci tu mă îndrumi. Când mă îndepărtez, nu mai beneficiez de îndrumarea, de învățarea care ne-o dă Dumnezeu. Apatia sau îndepărtarea de cuvânt este un impediment la creșterea noastră spirituală și la bucuria noastră din cuvânt. Nu te poți bucura din cuvânt dacă el nu este prezent în viața ta, da? Și această apatie și această depărtare este în sine
un păcat. Poate că este cauzată de un păcat, cum tocmai am văzut că ar fi o posibilitate, sau poate există alte motive. Poate ești preocupat cu alte lucruri. Cine știe, nu întotdeauna este un păcat frontal. Dar îndepărtarea de cuvânt în mod inevitabil produce păcate mai grave în viața ta. Este doar păcatul incipient. Pentru că este apropierea de cuvânt cea care te crește în sfințenie și te protejează din a cădea în păcat. Și depărtarea de cuvânt te face vulnerabil față de căderea în păcat. De fapt, sunt două cercuri în care ne învârtim și unul este vicios și unul este desăvârșit. Da? Dacă ești consecvent în disciplinile spirituale, consecvența asta față de cuvântul lui Dumnezeu produce sfințenie, creștere spirituală. Iar această creștere spirituală, știți ce produce? Mai multă consecvență în disciplinele spirituale. Și știți ce produce mai multă consecvență în disciplinele spirituale? Mai multă sfințenie. Și știți ce produce mai multă sfințenie? Mai multă consecvență. Și este un cerc desăvârșit. Se amplifică acest efect, da? Dar în momentul în care nu ești consecvent, în momentul în care te depărtezi de cuvânt, știți ce se produce? Păcatul. Iar păcatul, cum am văzut, produce la rândul lui mai multă depărtare. Pentru că odată în răzvrătire, odată în păcat, cuvântul ne învinuie. Cuvântul ne arată păcătoșenia noastră. Și văzând lucrul acesta, simțind nuiaua pe pielea noastră, vom spune încă un pas în spate. Da? Și iar mai cad într-un păcat, poate mai grav, și încă un pas în spate. Și este un cerc vicios care se amplifică negativ. Ca atare, eu trebuie să fiu foarte atent că atunci când păcatul intră în viața mea, să-l confrunt în mod instant, ca să nu mă deruteze din călătoria asta a mea, din cercul acesta în care mă învârt în jurul cuvântului Dumnezeu. Să fiu foarte atent ca nu cumva să cad în acest cerc vicios în care mă îndepărtez și mă îndepărtez și mă îndepărtez mai mult față de cuvântul lui Dumnezeu. Acum, în concluzie, posibil că privim la viețile noastre și nu rezonăm cu ceea ce spune psalmistul. Rezonăm la nivel rațional și intelectual, suntem de acord cu el, dar la nivel afectiv, sentimental, nu rezonăm. Ce spune psalmistul despre desfătare în legea lui Dumnezeu, nu mai simțim. Despre desfătare prin disciplinele spirituale, nu mai știm cum e să simți așa ceva. Despre a simți o plăcere, a te gândi la următoarea întâlnire a bisericii și a-ți dori acea întâlnire mai mult decât să te duci undeva la plajă. Sau să bei un suc rece. Sau să faci cel mai plăcut lucru ție pe pământul acesta. Da? A te gândi la faptul că mâine dimineață vei avea 15 minute de liniște în cuvântul lui Dumnezeu și să-ți producă mai multă plăcere decât înțelegi și ești de acord că așa ar trebui să fie, dar nu simți. Ce-i de făcut? Ce-i de făcut este ca să folosești aceste momente să-ți amintești despre aceste realități. Să-ți amintești că această dulceață, această plăcere produsă de cuvântul lui Dumnezeu este o realitate care poți să o experimentezi. Să-ți amintești că la un moment dat ai experimentat-o și să hotărăști ca să lupți pentru ea. Versetul 103, Psalmistul spune, ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele. Mai dulci decât mierea pentru gura mea. Comparativ înțelegem, da? Avem un lucru firesc, natural, mierea, care are scopul să fie dulce, să fie plăcut, dar pentru el este mai plăcut și mai dulce cuvântul lui Dumnezeu. Puneți în această formulă orice, da? Mai plăcut este pentru mine cuvântul decât orice hobby, orice distracție, orice relaxare. Frate, dar eu nu simt asta acum. Cu siguranță, la un moment dat, ai simțit, amintește-ți de acea vreme. Amintește-ți de promisiunile cuvântului Dumnezeu, care spun că cuvântul este așa. Și hotărăște cu orice preț să experimentezi din nou această dulceață.
Hotărăște ca să fii consecvent în disciplinele care produc această bucurie, care produc această desfătare. Luptă oricât de greu și oricât de mult ar dura până când simți lucrul acesta. Până când dulceața Cuvântului lui Dumnezeu este o realitate afectivă pentru tine. Amintește-ți de efectul produs de Cuvântul lui Dumnezeu. Amintește-ți că Cuvântul lui Dumnezeu este cel care te va face priceput. Cel care te va face înțelept. Cel care te va păzi de cădere în păcat. Versetul 104. Sunt priceput din pricina hotărârilor tale. De aceea urăsc toate cărările înșelătoare. Amintește-ți că dacă vrei să ai această pricepere, dacă vrei să ai beneficiile care vin din Cuvântul lui Dumnezeu și dacă vrei să experimentezi această plăcere, această desfătare care vine din legea lui Dumnezeu, trebuie ca să lupți, să fii consecvent în dragostea ta față de Dumnezeu și față de Cuvântul lui. Amin. Amin.